Stimați invitați, este timpul să oprim pentru o clipă, să oprim timpul în loc, pentru că iată avem o expoziție care tocmai despre centrată tocmai pe acest subiect al timpului, al timpului neiertător, al timpului care ne marchează vrând nevrând pe toți, dar care iată astăzi ne rezervă o clipă să ne adunăm cu toții aici pentru a verniza această expoziție extraordinară, expoziție de ceasuri, la prima vedere de ceasuri. Este foarte important însă să privim, să ne aplecăm cu atenție, să vedem ce fel de ceasuri, pentru că aceste mecanisme care stau de fapt în spatele unor obiecte cu caracter artistic. Obiecte de o varietate extraordinară, care și de altfel aflate aici într-un număr foarte mare. Trebuie să remarc, în primul rând, înainte de a vedea obiectul, aș vrea să remarc ideea. Ideea în sine este una ieșită din comun și mă bucur că încă o dată acești doi artiști care realizează expoziția de astăzi fac încă un pas în sensul artei moderne, adus aici în peisajul nostru al Văii Julii, unde mulți dintre noi, și eu recunosc că sunt printre aceia care nu au poate curajul întotdeauna să aducă în fața publicului, oarecum conservator de aici din zonă, lucrări de artă modernă. Acești doi artiști o fac pentru a doua oară. Am marcat momentul și în urmă cu un an. Expoziția a fost un moment de referință și astăzi pot spune același lucru și mă bucur că au păstrat același drum drept, nu au făcut concesii, ba mai mult, au mers, zic eu, mai departe decât au făcut-o data trecută, ceea ce mă bucură foarte mult. Ce vreau să... N-aș vrea să vorbesc despre expoziție. Vreau să mulțumesc. N-am făcut de mult în public acest lucru și vreau să mulțumesc doamnei director că ne-a oferit acest spațiu. Să le mulțumesc colegilor mei că au suportat polizoare și mașini de găurit și freze și etc. acest zgomot. Vreau să le mulțumesc că a avut niște sponsori. O singură firmă, firma Novian, care ne-a făcut afișele la o calitate deosebită. Și vreau să le mulțumesc prietenilor mei care m-au ajutat cu o vorbă bună, cu... Ați văzut, ceasurile sunt făcute în tehnici deosebite, în diferite. Nu mă pricep la toate să le închei pe toate. Vă mulțumesc tuturor, sunt aici, majoritatea dintre ei, chiar și din Simeria, dacă nu mă înșel. Cam atât, dar despre expoziție, vă rog frumos pe domnul Sorin Oprească. Am să vă vorbesc foarte puțin, pentru că suntem în criză de timp. Am reținut un cuvânt mulțumiri. Eu mulțumesc tuturor pentru că sunteți alături de noi. Și îmi place să cred că cei care sunteți alături de noi astăzi, la fel ca și anul trecut, când am avut prima expoziție sub același generic, sub care recidivăm în anul acesta, ne place să credem că împreună cu noi credeți în ideea crizei de timp. Și când spun criză de timp, nu mă refer doar la ecranului ceas. Criza de timp înseamnă mult mai mult, inclusiv criza de timp istoric. Noi am încercat prin această expoziție un manifest prin care să trezim fie la cântatul cocoșului, fie la ultima oră, fie la ultima comandă, niște conștiințe să înțeleagă ceea ce se întâmplă cu timpul actual pe care îl trăim. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, ne place să credem că veți fi alături pentru a continua această idee și... Ne vom întâlni într-o altă ediție. În mod sigur, expoziția aceasta nu are finalitate, pentru că timpul, ca și mesaj artistic, este un simbol care cochetează cu infinitul. Mulțumim și vă invităm la un pahar de vin. Oricum suntem în post și oricum meniul e de criză.